fiecare seară de vineri, TVR Timișoara intră în casele dumneavoastră cu emisiunea Cântecul de Acasă. Împreună cu dansatorii profesioniști ai ansamblului Banatul din Timișoara, am reînviat atmosfera de altă dată a satului bănățan, a satului românesc, atunci când cu mic, cu mare, se astrângea tot natul la jocul satului, la jocul de duminică. Așa se și intitulează montajul coregrafic care poartă semnătura celebrilor coregrafi Brândușa și Nicolae Stănescu. Aș vrea să aduc mulțumiri încă de la începutul emisiunii, pentru că nu s-au stins ecourile Festivalului Național Concurs Mariana Drăghicescu. Aș vrea să aduc mulțumiri colegilor de la Centrul de Cultură și Arte Timiș, care și în acest an s-au alăturat organizatorilor pentru o bună desfășurare și pentru reușita acestui Festival Concurs Național. Și în special aș vrea să mulțumesc Brândușei și lui Nicolae Stănescu și dansatorilor minunați care la Timișoara, în sala Capitol a Filarmonicii de Stat Banatul, au adus un omagiu Marianei Drăghicescu prin dansul pe care l-au prezentat în fața publicului. Le mulțumesc încă o dată și aș vrea să continuăm această atmosferă a jocului duminical, cu care am și început de alminte emisiunea, cu o horă tare frumoasă pe care o va interpreta nimeni alta decât Liliana Laichici. Apoi, împreună cu Liliana Laichici, veți afla multe lucruri despre ce se întâmplă în luna lui Brumar, pe plaurile bănățene timișene, împreună cu ansamblul profesionist Banatul și nu numai. Dar, până una alta, haideți să ascultăm o horă superbă din repertoriul Lilianei Laichici. De frunce, lume cu patim și doruri munce. De suflet în câmpanatul, lumea mea, că vreau să știe donatul. Că mi-s dâmbiță de frunce, lume cu patim și doruri munce. Primul când m-a fost cântat, după mama-mi zis banat. Primii pași mărătuți de loc, îi lați cu tata-n joc. M-a crescut mama cu fană, lumea mea după noastră rânduială. Și m-a uns cu mir pe frunce, lume, de-aici să nu plec nici unde. M-a crescut mama cu fană, lumea mea, după noastră rânduială. Și m-a uns cu mir pe frunce, lume, de-aici să nu plec nici unde. Primul plâns m-a fost cântat, după mama-mi zis banat. Primii pași mărătuți de loc, îi lați cu tata-n joc. Cântam așa bogăție, lumea mea, cu ce locul poate să-mi fie. Și unde aș trăi mai bine, lume, dacă nu-mi banat la mine. Cât am așa bogăție, lumea mea, cu ce locul poate să-mi fie. Și unde aș trăi mai bine, lume, dacă nu-mi banat la mine. Primul plâns m-a fost cântat, după mama-mi zis banat. Primii pași mărătuți de loc, îi lați cu tata-n joc. Doi nană leagă-n m-o păzit, ca posoră m-o iubit.
iată-ne, dragii mei, alături de Liliana Laichic. Am făcut o trecere revistă, zic eu, tare frumoasă, cu jocul duminical, apoi cu cântecul tare frumos al Lilianei Laichic și ne-am dus și la înaintașii noștri, la celebra orchestră Doina Banatului din Caransebeș. Iată aici, dirijată de marele Nicolae Perescu. Sunt nume importante care trebuiesc păstrate în memoria noastră afectivă, pentru că spun eu, este important să învățăm din trecut, să ne trăim frumos prezentul și să privim cu speranță spre viitor. Despre ansamblu Banatul, ce să vă spun? Că ne simțim ca acasă împreună, Liliana, și mă bucur tare mult că în luna lui octombrie, ansamblu Banatul are spectacole de mare ținută. De-al minter, tot ce înseamnă ansamblu Banatul, înseamnă valoare, înseamnă tradiție, înseamnă până la urmă cultură. Și avem nevoie de cultură. Ne bucurăm dacă prin munca noastră și datorită muncii acestor oameni, datorită eforturilor din ultimii ani, am reușit să legăm numele ansamblului Banatul de performanță, de calitate, de spectacole deosebite. Asta chiar ne bucură. Sunt acțiuni care se desfășoară prin Centrul de Cultură și Artă și pe care Liliana Laichic, în calitate de manager, le-a găsit acolo, la Centrul de Cultură. Dar împreună cu Adi Scorobete, cu Remus Vălungan, împreună cu Brândușa și Nicolae Sănescu, cu Sebi Roșca și tot colectivul vostru frumos de acolo, ați dezvoltat aceste proiecte. Și dacă vorbim acum, de exemplu, despre Festivalul Fanfarelor, pentru că bate la ușă. Astăzi este vineri și minte naș este duminică. Așa este, da. Numai mâine, nu-i poi mâine. Da. Și avem un festival de mare anvergură în Timișoara, un festival al fanfarelor aflat la cea de-a 29-a ediție. Nu știu câtă lume știe asta, pentru că nu chiar s-a auzit despre acest festival. Ne dorim să-l facem cunoscut, că merită. Muzica de fanfară, chiar dacă... Muzica populară de fanfară. Așa. Chiar dacă nu cred că are foarte mulți adepți în acest moment, cred că are un foarte mare potențial de a atrage adepți. Și pentru asta ne-am gândit că în acest an, împreună cu colegii mei Remus Vălungan și Alina Mafa, să facem o ediție deosebită și de a, bineînțeles, trebuie să spun că nu s-ar fi putut realiza așa ceva fără sprijinul Consiliului Județean, care ne finanțează evenimentele și care ne ajută de fiecare dată. Avem cea de-a 29-a ediție și invitat special este Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 Prăjini. Eu zic că este mare lucru pentru că eu nu mi-aduc aminte să fi fost în Timișoara. Poate să fi fost, dar eu nu mi-aduc aminte. Da, este un nume de referință, Ovidiu Lipan Țăndărică și iată Fanfara 10 Prăjini. Să știi că proiectul vostru a convins și pe colegii de la Radio Timișoara, de la noi, de la TVR Timișoara și bunăoară Tania Țuna și colega noastră de la Cultură. Da. Așa va realiza o emisiune Cap de Afiș cu acest festival care spunea că a ajuns la ediția cu numărul 29. Da, deci are tradiție. Este deja un eveniment istoric, da. Pot să spun că, uite, putem lega Festivalul Național Mariana Drăghicescu de Festivalul Fanfarelor. De ce? Mi-am dorit și eu foarte mult. Eu sunt o adeptă a muzicii de fanfară și la emisiunile noastre Cântec și Poveste m-am aplecat cu sârg asupra acestei muzici pentru că este foarte importantă pentru tot ce înseamnă tradiție. Așa tot vorbim despre Centrul de Cultură și Artă care păstrează tradiția, promovează. E adevărat, ne uităm și spre tineri și spre muzica vocală, dar este importantă și muzica de fanfară. Și am avut un moment foarte frumos de-al minter la Bogoltin cu fanfara reunită româno-sârbă din Grebenaț și Răcășdia. Vreau să spun că a făcut o bucurie imensă oamenilor de acolo și care n-au fost un mărmi. Oamenii din zona aceea, în general oamenii de la munte, din care încă apreciază foarte la adevărata valoare muzica aceasta populară de fanfară. Eu i-am întâlnit pe cei de la Bănia, de exemplu, nu de mult la o nuntă, unde chiar și-au avut loc, a fost un moment absolut deosebit. Și chiar m-am bucurat să-i văd acolo și mi-a părut rău că nu le vine mai multor persoane ideea de a lua fanfară la nuntă, pentru că chiar a fost ca o zi de sărbătoare, a fost o zi de sărbătoare, dar parcă a potențat sărbătoarea și mai mult. Satului și mai mult. Da. Și mai mult, da. Da. Este foarte adevărat că și colegii noștri de la Consiliul Județean Caraș-Severin, îndrăgostindu-se parcă pentru prima dată de muzica de fanfară, i-au abordat și cu siguranță se vor regăsi în spectacol pe care le vor organiza în Caraș-Severin. Dar întorcându-ne la ai noștri, la ansamblu Profesionist Banatul, vreau să vorbim puțin și despre acțiunile care se derulează de cursul anului. Nu sunt multe, dar
tot ce se derulează poartă pecetea calității. Nouă ni se pare că sunt, nu știm că nu sunt multe, dar nouă, datorită faptului că pentru fiecare astfel de eveniment mare se muncește foarte mult, nouă ni se pare că sunt multe și că tot nu avem timp suficient ca să ne prezentăm așa cum ne-am dorit, pentru că am devenit tot mai exigenți cu toții la ansamblul Banatul. Deja nu ne mai mulțumește să iese un spectacol bine. Vrem să iese excepțional, așa, dacă se poate. Și se poate. Se poate. Da, s-a văzut că se poate. Iar în această lună ne vom întâlni și cu cea de-a patra ediție, iar avem și un copiluț acolo, dacă am vorbit de cea de-a 29-a ediție a Festivalului Fanfarelor. Avem și Festivalul Tradițiilor Români la cea de-a patra ediție, în 18 și 19 octombrie. N-aș vrea să spunem prea multe telespectatorilor, nimic. Pentru că mai avem emisiuni Cântecul de Acasă în care ne dorim să vrem vorbim. Vrem doar să creăm suspansul da. Și să-l și menținem. Sigur, și colegii de la Radio Timișoara vor fi alături de Centrul de Cultură și Artă în aceste manifestări importante. Ei și voi ne sunteți în permanență. Suntem aceeași casă. Așa și este. Suntem aproape de tot ceea ce înseamnă calitate și tradiție. Eu să știi că și acum am așa în ochii minții și ai sufletului spectacolul ansamblului Profesionist Banatul, premiera acestui ansamblu, chiar dacă au trecut luni de zile, nu? Da, din iunie. Da, și da. Acum îmi aduc aminte de momentele de excepție de acolo, de pe scenă. Și în demersul Centrului de Cultură pentru Festivalul Fanfarelor am găsit un alt partener de nădejde. Vorbim despre Filarmonica de Stat Banatul, da? Da, sigur că da. Întotdeauna alături de noi, da. Invitațiile se găsesc? Invitațiile se găsesc la Centrul de Cultură, dar așa. Intrarea este liberă, se poate intra și fără invitații, pentru că acum, iată, vine weekendul și nu știu cum se mai pot procura așa, dar vă așteptăm, uși, porțile sunt deschise și intrarea este liberă și cu siguranță o să, dacă nu sunteți amatori de muzică de fanfară, cu siguranță dacă veniți la spectacol veți fi. Va fi muzică de fanfară, muzică populară, dar și fanfară militară, din câte știu eu. La, și fanfară militară și un band care o să placă cu siguranță și cei de la bandul de la Liceul de Muzică Ion Vidu. Ion Vidu și, din da, da. Nu, în ultimul rând trebuie să-i amintim pe cei de la Pro Amiciția, care iarăși ne-au fost mereu alături, pe cei de la fanfara de la Giroc, fanfara de la Recaș, fanfara de la Bănia, de la Răcășdia și Grebenaț, de care vorbeam așa, mai devreme, și de la Mercina. Așa. Și sper că n-am uitat pe nimeni, sper. În tot cazul, duminică, la ora 17. Dar nu, stați că trebuie să mai spunem ceva. Va fi un live foarte frumos și se pare că o să avem noroc de vreme bună duminică. Doamne ajută! Printre puținele zile cu soare și calde din următoarea perioadă și duminică va fi una de același fel și atunci vă invităm și la Parada Fanfarelor, care va începe, parada va începe la ora, în jur de ora 12 și un sfert, 12 și jumătate. Se va pleca de la Centrul de Cultură din Piața Libertății și va fi o paradă pe tot centrul Timișoarei până la Catedrală și înapoi, după care în jur de ora 1, ora 13, în fața operei, fiecare fanfară va susține un mini recital. Mai puțin 10 prăjini și țăndărică pe care îi puteți vedea numai în sală. În sala Capitolului a Filarmonicii Banatul, în spectacolul, repet, care începe la ora 17, da? Da. La ora 17. Aș vrea să vorbim puțin și despre cercurile de dans popular, dar până să ajungem la ele, trebuie să ascultăm și muzică, da? Și dacă tot vorbim despre ansamblul Banatul, despre Centrul de Cultură, despre Televiziunea Română Timișoara, Radio Timișoara, Festivalul Național Concurs Mariana Drăghicescu, și am văzut că este chemat și în spectacolele voastre ale ansamblului Profesionist Banatul din Timișoara, ne-am gândit să aducem un tânăr pe care am pus ochii, așa, da. Pentru că are o voce timbrată, o voce frumoasă și pentru că este laureat al Festivalului Național Concurs Mariana Drăghicescu în anul 2016 și are un premiu important, premiul 2. A plecat atunci premiul 2 la Ceregov, așa, unde mi-este mie tare drag și poartă numele Ioan Surdu. Așa că l-ascultăm pe Ion al nostru de la Ceregova cu glas frumos și cu chip. Așa își dărea împreună cu prietenii și colegii săi de la ansamblul Profesionist Banatul din Timișoara. Cântec frumos din Căraș cu Ioan Surdu. Thank you.
înflorite, arcă-i sânii pe la capătul grăginii, pe la capătul grăginii. Unge ceanță, nu dă mână, ce-am țucat de noapte bună, ce-am țucat de noapte bună. Pe brațe ce-am legănat și pe viață ne-am legat, și pe viață ne-am legat. În mirosul florilor, la umbra căi sânilor, la umbra căi sânilor. Ne-or păzit florile, tot ce jură mințele, tot ce jură mințele. Luna sus ne-o fost nenaș, stălili, tot ce nu-ntaș, stălili, tot ce nu-ntaș. Pe brațe ce-am legănat și pe viață ne-am legat, și pe viață ne-am legat. În mirosul florilor, la umbra căi sânilor, la umbra căi sânilor. De-atunci floarea ce știe că mai fost oricită mie, că mai fost oricită mie. Pe la capăt de grăgină, când și când treșem de mână, când și când treșem de mână. Pe brațe ce-am legănat și pe viață ne-am legat, și pe viață ne-am legat. În mirosul florilor, la umbra căi sânilor, la umbra căi sânilor. Florilis tot mai puține, dar tu ai rămas cu mine, dar tu ai rămas cu mine. Și mi-e drag până trăiesc, când căi sânii înfloresc, când căi sânii înfloresc. Pe brațe ce-am legănat și pe viață ne-am legat, și pe viață ne-am legat. În mirosul florilor, la umbra căi sânilor, la umbra căi sânilor. Pe brațe ce-am legănat și pe viață ne-am legat, și pe viață ne-am legat. În mirosul florilor, la umbra căi sânilor, la umbra căi sânilor. Bănețan de la munce, la 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 la, la pătimaș cu doruri mulce, la 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 la. Gugulan mi și cu geale, la 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 la, la și bag mândrilii în boale, la 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 la. Bănețan de la munce, la 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 la, la pătimaș cu doruri mulce, la 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 la. Gugulan mi și cu geale, la 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 la, la și bag mândrilii în boale, la 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 la. Aici la munce în Banat, jocu și cu portumii măi drag. Și-mi place mult să când să joc, când aud muzica nu pot sta pe loc. De la noi
din munce, la 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 la, la Cimișul, la Vale Curge, la 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 la. E să iuce și curat, mai la 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 la, la cum îi traiu în Banat, la 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 la. De aici de la noi din munce, la 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 la, la Cimișul, la Vale Curge, la 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 la. E să iuce și curat, mai la 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 la, la cum îi traiu în Banat, la 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 la. Aici la munce în Banat, jocul și cu portumii măi drag. Și-mi place mult să cânt, să joc, când aud muzica nu pot sta pe loc. Galbina-i la noi răchia, la 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 la, și nici ciută omenia, la 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 la. Ligei, lige pe sace, la 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 la, își uce până parce, la 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 la. Galbina-i la noi răchia, la 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 la, și nici ciută omenia, la 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 la. Ligei, lige pe sace, la 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 la, își uce până parce, la 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 la. Aici la munce în Banat, jocul și cu portumii măi drag. Și-mi place mult să cânt, să joc, când aud muzica nu pot sta pe loc. Brui de așa ai, mai la 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 la, la fala pe la gulani, la 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 la. Ce-ai de vin îl îndrăjesc, mai la 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 la, la brul nostru bătrânesc, la 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 la. Brui de așa ai, mai la 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 la, la fala pe la gulani, la 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 la. Ce-ai de vin îl îndrăjesc, mai la 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 la, la brul nostru bătrânesc, la 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 la. Aici la munce în Banat, jocul și cu portumii măi drag. Și-mi place mult să cânt, să joc, când aud muzica nu pot sta pe loc. Aici la munce în Banat, jocul și cu portumii măi drag. Și-mi place mult să cânt, să joc, când aud muzica nu pot sta pe loc. Și nouă ne este drag de tine, Ioan Surdu, și îți mulțumim mult de tot și alături de colegii tăi. A fost un moment tare frumos, Bănățan. Să duci cu tine gândurile noastre bune la Ceregova și pungei mere să cânți oamenilor frumoși. Te iubim și te așteptăm cu mare drag aici în Timișoara. Trebuie să vă spun că Ioan Surdu este student la Cluj, unde altundeva, la muzică, și ne bucurăm tare mult că iată acești tineri care până la urmă iau și premii la festivalurile importante din țară, își clădesc un drum frumos în cântec, învață muzică și este important să aibă o cultură mare despre ceea ce înseamnă muzica, și așa se întâmplă și în momentele următoare. Dar până să ascultăm următorul moment, în care putem să-l intitulăm așa, Banat, Arad, pot să vă spun așa, Mărioara Miclea, Sânzienele, Topul Mărțișorului, și cu siguranță o să vă dați seama că este vorba despre o tânără interpretă care interpretează în primul rând cu sufletul cântecul românesc. Vreau să vorbim puțin, Liliana, despre dansuri. Cercuri de dansuri, ca un fel de pepinieră, da, pentru ansamblul mare, pentru ansamblul profesionist. Și îmi place foarte mult că a noastră colegă Tania Țuna și-a scris la un moment dat despre aceste cercuri de dansuri cam așa. Scena este acea scândură pe care se plămădesc visurile. Și dacă vorbim despre dansuri tradiționale, cu siguranță trebuie să ne alăturăm echipei de profesioniști de la ansamblul Banatul, care desfășoară aceste cercuri. Ce ne poți spune despre cercurile de dans? Da, sunt trei cercuri de dansuri în acest moment. Pe trei grupe. Pe trei grupe, da. Unul coordonat de Rif Menuța, celălalt de Manuela Dumbravă. Și... asta mi se pare la 6-14 ani, dacă nu mă înșel, prima grupă de vârstă. Da. Și cei de-al treilea, coordonați de Brândușa și Nicolae Stănescu, toți dansatorii profesioniști ai ansamblului Banatul, cu state vechi și cu multă experiență și care, prin mâna cărora au trecut multe generații.
toți cei patru coreografi pe care și am amintit. Și o completez pe Liliana și spun că este grupa 14-18 ani și 15-25, Floare și Gore Munteanu, da? Da, este cea de-a patra grupă. Aceștia deja sunt, să zicem, mai avansați și mai avansați. Și în plus mai avem și cercuri pentru copilași, un cerc de muzică ușoară și un coordonat de Iasmina Iova, de muzică populară coordonat de Iasmina Iova și un cerc de muzică ușoară coordonat de Georgiana Necșa. Și acolo sunt foarte, foarte mulți adepți. Cercurile astea sunt pentru copilași mai mici care vor să cânte și să cânte și să joace. Așa, dar cele despre care vorbeam, cele coordonate de Manuela Dumbravă, Rif Menuța și Brândușa și Nicolae Stănescu, sunt numai de coreografie, la fel ca și cele coordonate de Floare și Grigore Munteanu. Și mă gândesc că toți cei care se simt tineri și iubesc folclorul, da? Să vină la Centrul de Cultură și Artă, la Ansamblu Banatul, pentru că... Stați că avem și cursuri pentru adulți. A, bun. Avem și cursuri pentru adulți, deci ne puteți contacta cei care doriți să învățați să jucați, doar așa pentru sufletul vostru, vă poftim tot la Centrul de Cultură. Vorba lui Florin Pistrilă, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, așa joacă vreo bănățenii mei. Da, așa este. Mi-ai pomenit mai înainte de Georgi Necșa și tu știi că totul se întâmplă la noi aici, natural și așa firesc. Îți spuneam mai devreme că mi-au rămas în minte întipărite imagini de la spectacolele voastre de ținută și acum mi-aduc aminte de Georgiana Necșa interpretând muzică ușoară, da. Și mi-aduc aminte că a făcut furori în sala plină. Da, cred că a fost o surpriză pentru majoritatea publicului. Foarte frumoasă. Pentru că noi știm că ea abordează mai multe genuri muzicale, chiar și muzică clasică și le abordează cu succes, dar cred că publicul știa mai puțin. Are o întindere extraordinară, da. Și se regăsește în acest gen. Da, o prinde foarte bine acest gen. O felicităm și mă bucur tare mult că face parte din colectivul Centrului de Cultură și Artă Timiș. Iată, colectiv tânăr până la urmă, pentru că dacă vorbim despre Brândușa și Nicolae Stănescu, am senzația că ei sunt mai tineri decât noi. S-ar putea să fie mai tineri decât noi. Cu siguranță. Da. Vorbim de tinerețe și vorbim și despre Topul Mărțișorului, pentru că iată, a prins rădăcini sănătoase acest festival concurs Topul Mărțișorului, pe care deja l-așteptăm cu mare interes în primăvară, în luna martie. Da, luna martie, da. Și dacă nu mă înșel, undeva în 2013 am avut o laureată din Arad. Din Arad, da. Care iată a crescut frumos în grupul vocal Sunt Zienele, din Arad, coordonat de doamna profesor Marioara Miclea, cea care o și însoțește, dragii mei, astăzi la emisiunea Cântecul de Acasă și mulțumesc tare mult că a bătut. Și care face o muncă extraordinară. Aproape fiecare elev a dumneaei este... Cred că toate elevele dumneiei sunt de remarcat. Este foarte adevărat că atunci când spui Mărioara Miclea și spui un spectacol, deja organizatorii nu mai verifică cine intră în acel spectacol, dacă doamna Mărioara Miclea... E o muncă inutilă. Da, dacă își pune semnătura, da. Așa este. Îi dă girul, înseamnă ceva. Așa este. Sunt peste 4 decenii de când Mărioara Miclea clădește frumos în folclorul românesc tineri și este important pentru că ea le dă abecedarul și ei apoi mai departe își duc cântecul așa cum au învățat de la înaintași și într-adevăr este un dascăl de nota 10 și mi-aduc aminte cu mare emoție și de spectacolul pe care l-a desfășurat la Arad la aniversarea grupului vocal Sunt Zienele. Vorbim acum despre laureata Festivalului Național Concurs Topul Mărțișorului, vorbim despre Roxana Suciu, de această dată cu cântece bănățene, de acolo, de la interferența dintre Timiș și Arad. Să ascultăm cu suflet. Ai și iară, hai, e floare mândră, ce ușor. Ai și iară, hai, mă ce-i n-alt fișor. Ai și
Se spune despre scenă că este scândura pe care se plămădesc visuri. Dacă sunteți tineri și iubitori de folclor, vă propunem să vă alăturați echipei de profesioniști ai ansamblului Banatul din Timișoara. Cercurile de dans la care vă așteptăm sunt pepiniera noastră. Ei, da, ați văzut și anunțul nostru. Nu uitați de duminică, Festivalul Fanfarelor. Îl prezintă colega noastră Tania Țunaș la ora 17, porțile Sălii Capitol de la Filarmonica de Stat Banatul din Timișoara sunt deschise pentru toți iubitorii muzicii de fanfară, muzică militară, muzică populară și surprize. Nu uitați de Ovidiu Lipan Țăndărică și fanfara 10 Prăjini. De asemenea, nu uitați de cursurile de dans de la Școala Populară de Artă din Timișoara și de la ansamblul profesionist Banatul. Acum, o doină superbă pe care o doresc cu tot sufletul meu lui Tiberiu Cea, care este plecat departe de casă, este la festivalul Ileana Constantinescu și sunt convinsă că în această seară cântă cu mare drag tuturor celor de acolo și cu sufletul în primul rând și Ilenei Constantinescu. Noi aici, la Timișoara, îi ducem dorul și ascultăm doina Lilianei Laichi și un alt cântec tare frumos împreună cu colegii ei, care sunt convinsă că se simt tare bine în studioul TVR Timișoara. Să ascultăm doina în primul rând. Sus în geala, prima casă, taica stă și bagiocoasă. Nu-i mai cum o și acum nu s-ar lăsa. Mm.
Cosăște și poșorește, da tot mai ges socinește. Au nu știu coasa soto ori tai ca o joacă tata cu fișorul, joacă tata cu fișorul, să vadă lumea și satul, că-s făloși unul cu altul, că-s mândri unul cu altul. L-ai trimis la școli în altce, tata, dragă tată, să facă om cu carce și lume ungeiasă, tată, dragă tată, să văd șapce ani de acasă. L-ai trimis la școli în altce, tată, dragă tată, să facă
cu carce și lume ungeiasă, tată, dragă tată, să văd șapce ani de acasă. Hai cu grâu sus pișorul, joacă tata cu fișorul, joacă tata cu fișorul, să vadă lumea și satul, că-s făloși unul cu altul, că-s mândri unul cu altul. Și-ți prepară pălmilii de trudă și de lângas, tată, dragă tată, să mă vezi un gemisaz. Îți alviră tâmplilii, tată, dragă tată, și-ți prepară pălmilii de trudă și de lângas, tată, dragă tată, să mă vezi un gemisaz. Hai cu vreun sus pișorul, joacă tata cu fișorul, joacă tata cu fișorul, să vadă lumea și satul, că-s făloși unul cu altul, că-s mândri unul cu altul. Ca să vadă orice care, tată, dragă tată, că-s fișorul dumitale. Că de când m-am răgicat, tată, dragă tată, să fiu om mai învățat. Ca să vadă orice care, tată, dragă tată, că-s fișorul dumitale. Hai cu grâu sus pișorul, joacă tata cu fișorul, joacă tata cu fișorul, să vadă lumea și satul, că-s făloși unul cu altul, că-s mândri unul cu altul. Hai cu grâu sus pișorul, joacă tata cu fișorul, joacă tata cu fișorul, să vadă lumea și satul, că-s făloși unul cu altul, că-s mândri unul cu altul. Brâul cu tâlc al Lilianei Laichit, joacă tata cu fișorul, ne-a adus mare veselie în studioul timișorean al televiziunii române și eu sunt convinsă că și colegii mei operatori au învățat brâu. Brâu cu șticuri, jucat de dansatorii ansamblului profesionist Banatul din Timișoara. Urmărindu-i pe ei la acest moment frumos cu Liliana Laichit, pot să vă certific, cu mâna pe inimă, să nu dau un microfon să mă suduie colegii în regie, cu mâna pe inimă vă pot spune că oricare ați fi acum și urmăriți cântecul de acasă, mergeți cu încredere la Centru de Cultură și Artă, e imposibil să nu învățați brâul. Ați văzut cu cât drag, cu cât plăcere joacă dansatorii acest joc, brâul bănățan. Am vrut să citesc pe cineva, dar lăsăm pe mai târziu. Mare mulțumire dansatorii la ansamblului profesionist Banatu, Brândușe și lui Nicolae Stănescu, Lilianei Laichit. Îi mulțumesc tare mult că a venit și iată, ne-am spus câteva lucruri despre tot ceea ce se va întâmpla în luna octombrie. Să rămâneți alături de TVR Timișoara, de Radio Timișoara, pentru că vă vom informa și despre Festivalul Tradițiilor Români. Însă acum să nu uitați de duminică, Festivalul Fanfarelor. Iar noi suntem în direct împreună cu dumneavoastră. Bine ați venit!